Bună ziua! Nu pot să cred că zic asta, dar urmează să fac primul meu vârf ever, nu din România, o să fie în România, o să fie pe Negoiu și plecăm peste puțin timp, o să fim 3 zile cu cortul și am zis că ar fi interesant să am această experiență și într-un video. Și da, vreau să-i mulțumesc Amaliei pentru asta, pentru că ea a fost cea care mi-a sugerat și am zis ok, fie, hai să facem. Și sunt foarte, foarte, foarte entuziasmată, vremea e foarte faină, cel puțin la Cluj și urmează să pornim. Amalia, fit Transfăgărășan. Am ajuns oficial și suntem la lacul Bâlea, nu la lacul Bucura, iar eu am rămas singură cu aici toate bagajele noastre. Și aștept și sper să nu vină niciun cățel. Și apropo, e cel mai frumos lac pe care cred că l-am văzut vreodată. Urmează imagini cutremurător de frumoase. Există ceva mai enervant decât să dai la pompă și să se umple salteon? Nu știu cum se cuantifică acest lucru mega enervant și normal să cânte pompă. Știu că am promis priveliști incredibile și nu sunt astea. Sunt doar eu care încerc să găsesc o toaletă în natură. Nici nu știu de ce spun asta într-un video public, dar o spun. Și am văzut acum puțin timp o vulpe, ceea ce a fost superb. Atât timp cât nu vine vulpea, rugați-vă pentru mine din viitor, adică când o să vedeți, o să fie prea târziu, dar am încredere că există energii pozitive care se transmit chiar acum înspre mine. Și mâine chiar vin priveliștile uluitoare. Noapte bună! Bună dimineața, începe ascensiunea. Acolo am alea curioasă. Începe ascensiunea pe Negoiu după o noapte absolut oribilă, un frig execrabil. Mi-am luat 6 perechi de șosete, toți pantalonii, toate bluzele și mi-a înghețat sufletul. Deci, efectiv, simțeam reumatismul pe care o să-l simt peste, nu știu, 40 de ani. Cred că am acumulat deja, punem acolo, o să dau socoteală la bătrânețe. Și, da, îngrozitor. Cred că este timpul să merg spre ideea de capană, pensiune, pentru că vârsta îi spune deja cuvântul. Suntem pe traseu, nu știu de ce mă văd așa întunecată, și acolo unde e vârful ăla cu nori, acolo trebuie să ajungem, acolo e Negoiu. Dar e atât de superb și liniște și nu sunt câini. Mie frică de câini, by the way. Și nu sunt oi. Și sunt oameni puțini și e efectiv e perfect. Recomand 100%. Și dacă aveam un costum de T-Rex să alerg pe aici cu muzică de Jurassic Park, era efectiv fantezia mea cea mai mare devenită realitate, dar pe următorul vârf promit că o să fac chestia asta. Bonjour. Mai avem puțin și ajungem la lacul Călțunaș, Călțuna. O să pun acasă numele corect. Și e un traseu atât de greu. Adică e clar cel mai greu și cel mai lung traseu pe care l-am făcut eu vreodată. E superb. Da. Respir așa și chiar cred despre mine, cu toată modestia, că sunt într-o formă fizică bună, dar aici trebuie să fiu în formă fizică foarte bună, să fiu motivat și să nu te lași
never give up. Și am rămas singură, nu știu ce. Așa că, friends, putem să povestim. Ioi, ce fain e pe negoiu. Ioi. Unde e Amalia? Amalia, fă ca o pasăre. De ce? Te-am zis, ioi, ce fain e pe negoiu. Nimic. Incredibil. Are trag de scenă. Cum faci tu? Hai. Atât s-a început coborârea de pe negoiu și vreau să zic că genunchii mei sunt papusii, la revedere, nu mai există, îmi tremură și cred că mai avem 5 ore de traseu, 4 ore, deci e grav. Luați-vă fașe de genunchi dacă veniți, dacă nu, sunteți oricum deja mai smart decât mine și v-ați gândit la asta. Col, ce are Amalia în ghiostan? Eram mic, mă jucam cu asta. Așa să facem ca să nu vină ursul. Cine are această voce minunată? N-a dat din fluier, să vedem. Se sperie ursul. Ai, ai, ai.